Ai apăsat butonul ăla roșu, nu? Ușor, da. Punem diverse aici, da? Da. Diverse la clasa a 12-a. Să se determină două nume reale, strict pozitive X și Y. Hai să facem cât. Pe tine ai întrebat-o și pe colega ta, sau v-ați discutat între voi, nu? Da. Ea nu, n-ai, nu? Da. Ați discutat ea n-ai. Foarte tare chestia. Am discutat ea n-ai. Deci să găsească X și Y. Strict pozitive. Iar plus steluță. Da. Așa. Astfel încât X plus Y. Așa încât. X plus Y. Egal cu XY. Da. Egal cu X pătrat minus Y pătrat. Egal cu X pătrat minus Y pătrat. De fapt, sistemul ar fi așa. Că X plus Y. Pare banal, dar nu egal cu X plus Y. Și X plus Y pe lângă X minus Y. Ca asta să zic, X plus Y pe lângă X minus Y. Egal cu X plus Y, să zic, da? Da. Pe X plus Y. Am dat factor. Echivale, după X plus Y în stânga, vine X plus Y, sistemul ăsta. Da. X plus Y pe lângă X minus Y minus 1, egal cu 0. Ceea ce înseamnă două variante, cât oricât să facă 0, pe rând fiecare cu șansă fie 0. Deci de aici vine X plus Y egal cu 0 sau X minus Y minus 1 egal cu 0. Și acum luăm pe prima cu pe rând pe fiecare din astea două variante. Și avem două sisteme. Primul sistem. X plus Y egal cu X ori Y și X plus Y egal cu 0. Al doilea sistem este X plus Y egal cu X ori Y și X minus Y egal cu 1. A, deci ne ducem pe două sisteme, da, independente. Soluțiile de aici, împreună cu soluțiile de aici, vor fi împreună, vor păsituri reunite, soluția sistemului de mai sus. Da. Aici înseamnă că X plus Y este 0, înseamnă X ori Y. Deci rezultă că X ori Y egal cu 0. Ceea ce înseamnă X egal cu 0 sau Y egal cu 0. Fals. Nu pentru că X și Y erau din R plus steluță. Da. Deci pic asta. Mă duc aici. Am că X plus Y egal cu X ori Y și X minus Y egal cu 1. Merg foarte repede, scot pe X de aici egal cu Y plus 1 și merg în... A, da? Și mă duce și o afla ce? 2Y. 2Y plus 1 egal cu... Y pătrat. X-ul, adică Y pătrat plus Y, nu? Da. Ceea ce înseamnă echivalent, că Y pătrat minus Y, Y pătrat minus Y minus 1 egal cu 0. Asta înseamnă Y1, 2 egal cu 1 plus minus radical din 5, nu? 1 plus 4, da, 5, totul supra 2. Și o să am Y1 egal cu 1 plus radical din 5 pe 2 și Y2 egal cu 1 minus radical din 5 pe 2. Odată Y1 și Y2 stabiliți, găsești și X-ul corespunzător. X1 va fi egal cu... Da, al doilea e negativ, nu? Da, și... asta pică. Și X1 va fi egal cu Y plus 1, adică 1 plus radical din 5. 3. 3 plus radical din 5, nu? Da. 3 plus radical din 5 pe 2. Deci perechea asta este. X1, 3 plus radical din 5 pe 2 și... Y, da, 1 plus radical din 5 pe 2. Hai să vedem cu cine alegem de aici. Adică, de ce nu te-ai prins tu? Da.
Unde e? Nu, n-ai nu încercat știu. Deloc. Te-ai uitat la el? Nu, da. M-am încercat. Fix la fel am făcut cu X plus Y pe lângă X minus Y, dar nu știu, undeva n-am fost sigur pe mine. Păi produsul aici e egal cu 0. Da. Pe rând fiecare e egal cu 0. Cred că aici nu e mai continuat. Nu știu, am... După ce pe rând fiecare șansă e egal cu 0, trebuie să te întorci la ecuația nefolosită, da. X plus Y egal cu X. X ori Y și cu fiecare din variantele astea, ca să construiesc aceste două sisteme. Da. Aici ne-am percutat, ne-am mai cutat. Da, nu, am fost mai sigur, nu știu. Da, da, da. N-ai dorit să avansez. Pur și simplu te uitați un pic, ai lăsat-o din mers și n-ai insistat. Da. Altceva? Să se determine cea mai mică valoare posibilă a integralei. Integrale de la minus 1 la 1. Integrale de la minus 1 la 1. Din x pătrat minus a. X pătrat minus A. Minus BX. Minus BX. Totul la pătrat. Așa. DX. DX. Pentru A, B reale. Știm că A și B sunt numere reale. Cea mai mică valoare. Da. Bună idee. Ce inițiativă ai avut aici? Nu m-am uitat. Nu te-ai uitat. Deci eu facem la prima vedere. Da. Da? Hai să vedem ce idei ne vine. Ar trebui să ne legăm de ceva puncte de extrem. Dacă am putea să... Auzi, sau eu și simplu să integrăm. Aș face integrala, efectiv. Văd cum arată expresia în A și B. Da. Și pe urmă îmi propun acolo să fac minimul expresia acelea în A și B. Da. Că așa mi-e cerut unul. Da. Să fac pe valoarea minimă. Pentru care? Pentru a expresii respective. Da. A și B niște numere reale mi-ai dat. Da. Poate le găsim efectiv pe A și pe B pentru care atinge minim expresia aceea. Nu știu. Dar așa aș face. Deci hai să vedem dacă... Da, asta este o idee de început. Merge sau nu merge, nu știu. Și dacă am deriva, n-am ieșit nimic. Adică să nu mai calculăm integrală. Deci asta este expresie în A și B. Ajungem undeva sau? Nu știu, nu sunt, da. Nu mi-e clar. Ar trebui să spun că este o primitivă media, să o fac acolo. Eu m-aș duce să integrez efectiv și pe urmă da. Să ne dăm seama dacă... Să vedem cum arată. Da, cum arată expresia asta. Deci, ar să fie integrală de la minus 1 la 1 din... Adică la pătrat aici, da. Nu? X la pătrat plus A pătrat plus B pătrat X minus de 2 ori A, X la a doua, minus de 2 ori B, X la a treia, și plus 2AB, X, nu? 2AB, X. Totul de X. Care va face integrala asta? Face X la a cincea pe 5. De acord? Da. Plus... A la a doua X. A la a doua X și plus B pătrat X pătrat. B pătrat X pătrat pe 2. Minus 2AX la a treia. X la a treia pe 3. Minus 2 pe minus 2, da? Da. B X la a patra pe 4. Pe 4. Plus 2abx pătrat pe 2. Plus 2abx pătrat pe 2. Variat între minus 1 și 1. Între minus 1 și 1.
Și aici când e funcție impară, în 1 face o cincime, minus, minus 1 o cincime, face de 2 ori. Dar hai să o vedem. Da. Facem în 1 tot și minus în minus 1, da? Deci va face egal cu 1 pe 5, de acord? Da. Plus a pătrat plus b pătrat pe 2 minus 2a pe 3 2a pe 3 minus 2b pe 4 plus 2ab 2ab pe 2 cu 2 simplifică aici. Da. Plus 2ab plus ab. Plus ab aici, da? Da. Și acum minus. Minus 1 la 5 ai minus, cu minus din formulă, face plus 1 pe 5. Da? Da, da. Plus a la a doua, că e minus, minus, da. Da? Minus în formulă și cu minus 1, plus a la a doua, minus b la a doua pe 2, că e minus 1 la putere pară, plus și minus în formulă, minus. Minus 2a pe 3, că e minus la a treia și cu minusul din formulă face plus, rămâne minus 2a. Plus x, minusul la a patra și cu minus din formulă vine plus b pe 2. Da. Mai iau o dată. Da, e bine. B pe 2, da? Da. Bun. Și minus AB. Egal. AB cu AB. AB cu AB. Să reduc. Și faci o cincime și cu o cincime egal cu 2 pe 5. A la a doua și cu a la a doua 2a pătrat. B la a doua pe 2 și cu... Să reduc. Să reduc. Da? Bun. Minus 2a pe 3 minus și minus 4. 2a pe 3 face minus minus 4a supra 3 minus 2b pe 4 și cu, cu b pe 2 aici e minus b pe 2 și cu b pe 2 se reduc și atât. Și atât. Deci este vorba de numitorul comun este cât aici egal cu 10, nu? 5 ori 3, 15 ori 2. Da, este și un 2 mai întâi, fapt. Da, da. 2 pe lângă. O cincime plus a pătrat minus 2a, pe 3. 2a supra 3 și egal cu 2 pe lângă 3 da. 3 plus 15 a pătrat, de acord? Da. Minus 10a. Și egal cu 2. Supra 15. Supra 15, da, corect. Și egal cu 2 pe 15, pe lângă 15a pătrat minus 10a minus 10a plus 3. Și egal cu 2 pe 15 2 pe 15 pe lângă atât. Hai să scoatem și un 15 în factor. Să vă aduce cu 15 facem un, da, un 15 da. Factor forțat. Și face 15 cu 15 rămâne doar 2, da? Da. Și în interior înseamnă a pătrat minus 2 pe 3. 10 pe 15 care înseamnă 2 pe 3 2 pe 3a și plus 3 pe 15, 1 pe 5. M-am întors înapoi, da? Da. Bun. M-am întors să-ți vedeți de ce. Egal cu 2 pe lângă. Ca să consum timp. Bun. Vreau să fac un pătrat perfect aici. Deci prima parte la pătrat. A pătrat. Minus de 2 ori a. Am 2a. Ori 1 pe 3. Așa, 1 pe 3 apare partea a doua.
Deci prima parte la pătrat, de două ori prima parte, una a doua. Și plus partea a doua la pătrat. Deci 1 pe 9, minus 1 pe 9, am adunat și am scăzut 1 pe 9, plus 1 pe 5. Și egal mai departe cu 2 pe lângă, o paranteză dreaptă, a minus 1 pe 3, totul la pătrat, așa, și aici aduc la aceeași numitor, cu 5, minus 5 plus 9, plus 4 pe 9, 5, 45. Da, 45. E bine? Încă o dată. Minus 5 plus 9, 4, deci plus, minus 4, nu, plus 4, plus 4 pe 40. 45. Și este egal cu, mulțim și cu 2, 2 pe lângă a minus 1 pe 3, totul la pătrat, plus 8 pe 45. Deci, să zicem, expresia în A și B ar deveni mai în A, că B-ul a dispărut, a integrale respective este 2 pe lângă A minus 1 pe 3 totul la pătrat, plus 8 pe 45. Asta e totdeauna mai mare egal decât 0. E ceva la pătrat. Ea atinge valoarea 1 pe 3. Când au egal cu 1 pe 3, devine cea mai mică valoare, 8 pe 45. Tu ai zis să aflăm minimul expresie. Da. Minimul integrale. Răspunsul. Minimul lui I, integrale respective în A și B, este egală cu 8 pe 45 pentru A egal cu 1 pe 3 și oricare ar fi B. Orice B real. Că B-ul a dispărut. Ia vezi tu dacă ai așa un rezultat? Că mi-ai spus minimul expresie și integrale este valoarea minimă este 8 pe 45 și se atinge pentru A egal cu 1 pe 3 iar B-ul poate să fie orice număr. Nu are importanță când intră în calcul. De B am scăpat, s-au redus. S-a redus pe traseu. Nu găsesc. Nu găsești? Nu găsești, te uiți acasă. Da. Noi ne mai uităm o dată să nu fie strecură o greșeală. Da. Dar ideea de lucru. Deci ce ați mai descoperit aici, în discuția care am avut-o? Tu propuneai să venim cu o chestie, să derivăm acolo. Dar funcția aceea, după cine să o derivăm? După, fiind o integrală definită, tu doreai să derivăm și să rămână aceea x pătrat minus a minus bx la pătrat între valorile minus 1 și plus 1. Cam așa ceva vrei de tu. Nu prea merge povestea asta pentru că primitiva aceea era în x, derivata ei în x. Dar pe mine nu mă interesa să găsesc integrala definită este un număr. Da. Trebuie afla numărul ăla respectiv. Dacă derivăm. Deci dacă derivăm în raport cu cine să derivăm? Da. În raport cu A, cu B, cu acela, nu, că în A și B avea să fie expresia. De aceea n-am fost trebuie să calculăm. Prea încântat de idee, ci am zis, hai să facem calculul efectiv. Integrala definită este un număr. Și să o facem. Nu era imposibil aici. Da. Se poate face concret. Se da? Poate face. Și acolo nu cred că îmi venea ideea cu să știu că am pătrat perfect. Deci aici, zici, până la calcul efectiv, ai fi făcut. Da. Mă, dar poți să te duci pe ceea ce înseamnă minimul unei expresii. Cu derivata. A, putea să derivezi. Sigur că da. Gândeai că o funcție de gradul 2. Da. Și să facem clasa nouă. A x pătrat plus bx plus c. Deci f de x egal cu
ax pătrat plus bx plus c, funcția de gradul 2, a cărui grafic este o parabolă, are, când ai mai mare ca 0, deci când ai mai mare ca 0, are minim de codorante minus b pe 2a și minus delta pe 4a. Da. Deci, minimul se realizează pentru vârful parabolei. Da. Minus b pe 2a. Dacă ai fi vrut aici, minus b, la noi, uite aici, minus b, da. 2 pe 3 supra 2a. 1 pe 3. Da. Adică e exact pe asta am mers și eu când am făcut pătratul perfect. A, deci sunt mai multe. Mergeau toate. Sigur că da. Fie că derivata, fie că făceai cu așa, fie că pătratul perfect. Eu am lucrat așa ca să vezi cum faci, cum faci pătratul perfect. Că de fapt, în parabolă tot asta se ascunde. Da. Minus b pe 2a și minus delta pe 4a se ascunde făcând pătratul perfect. Sau adună, se scade, face binom la pătrat. E aceeași tehnică. Și am aplicat tehnica aceea de lucru concret pe modelul acesta. Și am ajuns la minus b pe 2a, cum era de așteptat. Dar n-am vrut să vă dau formula direct așa. Nu, n-am vrut să vă spun, știți ce? Hai să privim ca o funcție de gradul 2 în a și graficul acesta este o parabolă care are vârful minus b pe 2a și minus delta pe 4a. Minus delta pe 4a este chiar ăsta, 8 pe 45. Valoarea. Da, e bine că m-ai învățat o metodă. Da, așa fac la clasa 7. Deci la clasa 7, tocmai am antrenamentul făcut cu ei, din foarte multe ori când lor le vine greu să înțeleagă cu din vârful parabolei acolo, dar asta le la îndemână. Cu formarea pătratului perfect și atunci totdeauna e mai mare decât 0 și plus ăsta înseamnă că cea mai mică este 8 pe 45 când x-ul este a e 1 pe 3. De acolo orice a la pătrat, expresia se adună acolo, nu? Bun. Asta în minim, iar maxim, dacă ai negativ, are un maxim, nu? Da. Aceleași coordonate are maxim. Da. Minus b pe 2a și respectiv minus delta pe 4a. Acum când înțelegeți la clasa a 11-a, vă dați seama că derivata influențată de a-ul, că așa aduci contribuția la stânga e minus, dreapta plus, atunci... Da, dar și dacă te referi tot acolo așa... Sigur că da. Neapărat. De acolo e scoasă, practic. Adică matematica se leagă pe oriunde vii, ai aceeași răspuns. Când vii pe culoarea lor, pe că la nivel clasa de la a 7, la 9, la... Mă uitam și la lecția de trigonometrie. Așa. Că eu făceam ecuațiile la sfârșit, dar le făceam... De fiecare dată îmi venea în minte altă metodă. Și făceam și metoda mea. Și ieșea la fel, adică... Sigur, sigur. Mai ales la trigonometrie, poți să te lei pe orice. Asta e spectaculos. Da. După ce formulele ai bine puse la punct, înseamnă că tu poți să jonglezi fel și chip. Important este să... Asta mă gândesc, dacă eu la BAC scriu printr-o metodă cu un unghi auxiliar sau... și îmi dă arctangentul de 1 pe 3 și profesorul are în barem doar... Sunt și profesori de ăștia care, la capa. Care pun ca polițiștii da, șablonul și dacă așa. Eu sper că măcar la nivelul ăsta s-au aflat corectori. Dacă nu s-au aflat la nivelul ăsta, e complicat. M-am povestit, când ați venit, povesteam de eleva aceea care aveam la olimpiadă și la un moment dat, la clasa a 10-a, a dat o soluție atât de tare, încât nu era bare. Și când a ieșit așa, mi-a explicat problema aceea geometrie spațiu, foarte, foarte frumoasă soluția, dar n-am priceput-o. Eram și pe obosit, mă uitam, eram stresat, aveam niște probleme complicate, rezolvat. Și au sesizat că eu nu înțeleg. Și a spus, domnul profesor, vă veniți până o dată. Și eu m-am concentrat foarte atent și m-am uitat la ea și am pus o urmă și tot n-am înțeles. Atunci, vă rog frumos, dacă nu vă gândesc, nu mă mai spune. Eu știu un profesor puternic. M-a făcut, m-a dat două palme, mi-am revenit, știi? Și am spus, am înțeles-o. Și am spus, pentru mine, asta soluție nu ți-o ia în cap. Ne-i pare
Nu ți-o iau pentru că nu înțeleg. Deci nu înțeleg. Nu înțeleg și cu asta basta. Și-a dat unul. E problema. Unul, punct. S-a afișat. A urmat contestația, s-a dus la contestații. Eu eram corector la clasa a noua. Și am simțit că ea pe afară plângea. Eram la Buzău. Național s-a dus la Buzău. Și când am ieșit, am picurit, zis, hai, domn profesor, haideți că am niște corectori proști. Nimic nu înțeleg. Nu ați înțeles un pic. Și mi-a făcut să dur de tot. Păi ce văd niște corectori proști? Ne va să înțeles. Da. Mai auzi. Era prea necăjită ca eu să nu gust așa frumos din situația aceea. Și atunci ai semnat tu că ești de acord cu nota? Nu, o poți semna. S-a dus înapoi, zic, du-te și roagă-l pe profesorul, șeful de an, era profesor la Cluj, profesor universitar, Pop, roagă-l pe profesorul Pop să se uite ca șef de an, pe teză, este geometru, va pricepe foarte repede soluția. Spune că l-am rugat și eu, profesorul Rusu la Bacău, vă roagă să vă uitați. Eu s-a dus, foarte repede, domn profesor, la aici este un litigiu între mine și profesorul corector, vă rog să vă uitați pe teză. S-a așezat Ardeleanu acolo și într-un, după un sfert de oră s-a ridicat și a zis 7. Maxim. Așa se notează. Nota maximă care stă la o națională e 7. De la 0 la 7 se corectează. Zice 7. Și ăștia doi corectori, dar nu scădem nimic, nu scădem. Pe ce, domnule, scădem? Domnilor, pe ce să scădeți? Și între timp el s-a mutat în altă parte. Acum, cei doi corectori, spune, scrie fetițul. Sunt de acord cu nota? Nu, puneți noastră nota, întâi și până sunt, scriu eu. Ce obraznic ești. Nu scrie fetițul odată. Scrie, da, ia, repede felul ăsta, scrie și ies așa, așteptăm afară, vă sărit în gâtul meu, am luat 7, am luat locul întâi. Deci saltul pe problema asta o ducea pe locul întâi. Pe țară, locul întâi pe țară, vă dați seama, era tare de tot. Și zic, nu se pus 7, s-a pus 6. Cum se pune 6, profesor? S-a pus 6. Pentru că dacă spune 7, e locul întâi. Dar e bătărea prea mare ca să nu scadă un punct. Și asumă riscul să scadă un punct. Dar cum să scadă un punct dacă n-au pe ce? Scadă un punct. Ca să bagi pe altcineva în locul întâi. Tu nu înțelegi asta? Nu e adevărat. Bine, mă duc și eu în sală. Am intrat în sală, în sala corectorilor, la clasa a 10-a. Ei când m-au văzut, au zis, ce cauți aici, nu faci parte? Am zis, nu sunt tractorist, sunt și eu profesor, sunt dincolo, la clasa a 9-a. Am avut fetița la contestație, vreau să văd nota. Nu vreau să-mi arate, m-am dus la profesorul Pop, au fost nevoie să-mi arate și el pusese 6. Și le-am spus atunci, dacă totuși ați fost stâmpiți și n-ați înțeles soluția, de ce n-ați spus maxim? Dacă ați venit la 1 la 7, la 6, profesorul corect, șef de an spune la 1 la 7, voi n-aveți pe ce pun niciun semn, de ce n-ați dat maximă? Dacă tot v-ați dovedit că ați fost lângă subiect, n-ați înțeles nimic. Nu. Se întâmplaseră ca băcăoanii, colegi de-ai mei, inspectorul de la vremea aceea, ăia doi corectori erau și inspectori prin județele lor, unul era din Foșan și altul așa, datorită bătăliei care duceam eu aici, să fi discutat, să fi aranjat, fetița mea dăduse o soluție extraordinară, nu era în barem odată, și era foarte ușor de văzut. Dar la contestații, spun, nu-i dai atâta că nu trebuie să ia locul întâi. Județul Bacău a pierdut locul întâi pe țară pentru că băcăoanii n-au acceptat să fie pentru a doua oară umiliți de profesor Ursu. Bătălia aici se dădea. Victime sunt elevi. Nu puteau. Un an înainte umilisem complet județul Bacău cu cele 4 rezultate. Și acum a doua oară nu se putea. S-au mobilizat complet și au spus nu. Trebuie să le executăm. E o bătălie surdă. Așa. Acum să
drum mai departe. M-am amintit această situație dureroasă care, pe care am trecut. Așa se explică apariția proful online. Proful online, deci una bătălii duse, dure cu tot sistemul, cu sistemul, nu cu... Dacă veți avea curiozitatea să vă uitați acolo miniștri, învățământului, groparei sistemului, de prima pagină, intrați la proful online, am un film în care povestesc întâlnirea mea cu toți miniștri învățământului. Care le-am spus, fraților, sistemul se prăbușește la o zi la alta. Voi ce faceți? Îl îngropați. Și toate întâlnirile mele sunt povestite cu ruse amănunte. Deci nu e o chestie, nu e o întâmplare că profesorul a ajuns aici. Din cauza acestei bătălii care am dus-o. Nu? Și care s-a terminat în 98 cu desfacerea contractului de muncă. Asta mi s-a întâmplat. Deci sistemul a dat din răzputere. Am un sistem. Da. Și îmi cere câte soluții are. Ce sistem? 2x pătrat. 2x pătrat. Plus 3xy. Da. Plus y pătrat. Egal cu 70. Da. 6x pătrat plus xy. Minus y pătrat egal cu 50. Egal cu? 50. 50, da? Câte soluții? Eu zic să le găsim. Ce fel de sistem este ăsta? Neliniar. Neliniar. El intră într-o categorie de sisteme clasice. Trebuie să vă spun că poate n-ar fi rău să facem un pic o trecere în revista. Da. Sistemelor de astea neliniare. Măcar să punem la punct niște clase, da, de sisteme. Generalizare. Da? Notăm așa. Sisteme neliniare. Un prim sistem. O primă categorie. Da, vorbim de sisteme de două cu două. Cele mai multe sunt desea. Două ecuații cu două necunoscute. Și dacă se duc la 3 cu 3, neliniare, păstrează modelul de aici. Deci, sistemele neliniare, prima categorie. O ecuație de grad 1 și o ecuație, cealaltă ecuație, de orice grad. Grad. Adică gradul 2, 3, 4... Da, da, da. Mai mare decât 1. Mai mare decât 1. Exemplu. Cum ar veni? 2x plus 3y egal cu 5. Una de gradul 1, 3. Și alta. Am să iau și o soluție de așa. 1 și 1. 1 și 2 și cu 3 fac 5. Și alta. 3x pătrat minus 2xy plus 4y pătrat. Am să zic așa. 3 și cu 4, 7, minus 2, 5. Egal cu 5. Asta, dacă ne apucăm de lucru, merge sigur și ne duce la soluția 1, 1. Cum se rezolvă așa ceva? Se scoate x-ul din prima sau y și merge la cealaltă de-a doua. Deci, substituții aici. Adică, x egal cu 5 minus 3y, totul pe 2. Și se merge aici, da, viață de pe acasă, puncte, puncte, merge. Trebuie să dau 1 și 1. Sigur, 1 și 1, da. A doua categorie de sisteme, în care am aici una de gradul 1, nu, am un două de gradul 2, dar omogene. Adică să fie gradul 2 peste tot, cum este aici, este gradul 2. 2, 1 și 1, 2, 2. Cum e asta? Cum este al vostru, da? Deci, notați, sisteme omogene. În paranteză, același grad peste tot. Ori 2, ori 3. Da? Scrieți-vă în minte, același grad. La ambele ecuații. Da? Și luăm ca model pe al nostru, de ăsta de acum.
deci e 2x pătrat plus 3xy plus y pătrat egal cu 70 și 6x pătrat plus xy minus y pătrat este egal cu 50. Aici am putea să adunăm. Acum, teoria. Merge după teorie și pe mă facem noi tot felul de lucruri. Da. Dacă una din ecuații e egală cu 0, ești fericit. Dacă nu, faci din ele una egală cu 0. Nu dă. Deci dacă una din ecuații este egală cu 0, sunt mulțumit. Sunt mulțumit și o abordăm pe așa asta, împărțim fie prin x pătrat, fie prin y pătrat. Da? Și astfel obținem o ecuație de gradul 2. Și astfel obținem o ecuație de gradul 2, în care am notat x pe y egal cu un t. Unde am notat x pe y egal cu un t. Deci împarte prin x pătrat sau prin y pătrat și x pe y mătăbute și obținem ecuația de gradul 2 în t. 2. Dacă nu avem nicio ecuație egală cu 0, o facem din cele două să obținem una egală cu 0. Adică reducem termenul liber. Da? Deci din cele două reducem termenul liber și obținem egală cu 0. Adică aici o să mulțesc pe prima cu 5, pe cealaltă cu minus 7 și le adun. Sau invers, cu 7, cu minus 5 și cu 7 aici, n-are importanță. E important că trebuie să reducem termenul acela. Și atunci apare echivalentul. Cu 10x pătrat minus plus 15xy, merg pe modelul vostru și rezolvăm pe ocazia asta, plus 5y pătrat este egal cu 7 ori 5, 35, 350. Și minus 42 de x pătrat minus 7xy plus 7y pătrat egal cu minus 350. Trag linie și le adun. Dar aici dacă împărțeam se reducea, dacă adunam se reducea y pătrat. Nu mă frământ, ți-am zis obiectivul meu să scap de termenul liber. Să fie una egală cu 0. Trebuie să-mi urmăresc strategia ca să meargă treaba cum trebuie. Aici dacă e drept. Dar rămâne termen, rămâne și cu x și y, nu te învârți așa. Da. Dacă ești, respecti algoritmul, te duci sigur pe rezultat. Okay. Acum le adunăm și obținem minus 32 x pătrat plus 8xy și 7 cu 5, 12, da? 12y pătrat egal cu 0. S-am zis că asta vreau eu să fie una egală cu 0. Și acum împărt. Merge și pentru un cât peste tot? Pentru 4 am peste... Da. Prin 4y pătrat, zic eu. 4y pătrat împărțim peste tot. Și apare. Minus 8x pe y, totul la pătrat, așa este? Plus 2x pe y. Și plus 3. Egal cu 0. Atenție! Nu există pericol ca să fi pierdut soluția, varianta y egal cu 0. Poți să spui așa. Prin împărțirea y pătrat, de fapt eu pierd pe y egal cu 0. Răspunsul. Nu pierzi, că dacă y ar fi 0, ar fi și x-ul 0. Da. Da? Și dacă ar fi și x-ul 0, 0, 0 nu verifică.
0,0 nu e egal cu 70 și 50. Da. Deci nu există riscul să pierd soluții. Varianta 0,0. Și atunci, notez acum aici pe Y egal cu T. Și voi avea minus 8 T pătrat. Nu mai bine... Mulțești cu minus 1, vrei să spui? Da. Nu? 8 T pătrat minus 2 T. Minus 3 egal cu 0. T1, 2 egal cu T jumătate 1. Plus minus radical din 1. Plus AC, plus 3 ori 8, 24. Totul supra A, supra 8. Și atunci voi avea T1 egal cu 1 și cu 5, 6 pe 8 înseamnă 3 pe 4, da? Cealaltă, T2, egal cu 1 minus 5, minus 4 pe 8, minus 1 pe 2. Și atunci, cine era Teo? X pe Y. Da. Deci avem două variante. Odată, X pe Y egal cu 3 pe 4, sau X pe Y egal cu minus 1 pe 2. Da? Și se ia una din ecuațiile de la început, pe rând cu oricare din variantele astea. Și se formează două sisteme. Lăsați-mă în cuvinte. Se ia una dintre ecuațiile date inițial, la început, nu aceea egal cu 0, ca ce au fost din cele două, date la început, cu pe rând, fiecare din variantele, fiecare din variantele X pe Y găsite, și formăm astfel două sisteme. Primul sistem. Să luăm pe prima 2x pătrat plus 3xy plus y pătrat egal 70, la care adaug că x supra y egal cu varianta 3 pe 4 și cel de-al doilea sistem, tot prima ecuație, 2x pătrat plus 3xy plus y pătrat egal cu 70 cu x pe y egal cu minus 1 pe 2. Dar neapărat să fie aceeași. Păi, aceea, poți să ieși pe cealaltă cuvăr. Dar da, în ambele cazuri. Nu, nu e restricția, dar ca ordine. O iei pe una din ele cu pe rând. Una din ele cu pe rând. Nu-i nevoie, pentru că în contribuția variantelor răstură și-a adus ambele ecuații au adus. Tot atât de bine puteai lua pe a doua cu ambele. Dar tu spui așa, trebuie să o iau pe cea care o iau prima, să o respect și în al doilea sistem. Da. Nu, nu e nevoie. Okay. Bună, dar tu din cele două iei pe cea mai ușoară, care cu numere mai mici. Așa, cât intuiești tu pe moment care ți-ar fi mai la îndemână. Și te opri la aceea și o ieși în al doilea. Dar, repet, nu-i niciun necaz pentru că și a doua se regăsește când am zis egal cu 0. Da. Trebuie să fie amândouă. Amândouă și-au adus contribuția pentru obține pasta egal cu 0. Da? Deci n-are importanță la care te oprești și n-are importanță dacă e una de acolo și una de acolo. Soluțiile vor fi aceleași. Că soluțiile sistemului de mai sus vor fi soluțiile de aici reunite cu soluțiile de aici. Punerea la loc. Că asta sau asta. Deci ăsta de aici este echivalent cu rezolvarea stor 2. Și acum ești pe drumul cel bun. Nu că scoți una de gradul, tu scoți pe x de aici egal cu 3 pe 4 y și cu x-ul te duci sus. La fel, de aici x-ul egal, să zicem, cu minus y pe 2 și te duci sus. Și ai acum o ecuație de gradul 2 de rezolvat, că înlocuiești pe x peste tot cu 3 pe 4 y, banală, da. Găsești Y cu 1, 2, cu Y cu știut, știi X și. Și ai perechi X, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Și acestea sunt soluțiile a sistemului mai sus. Nu-ți rămân decât să te convingi. Dacă îți verifică, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
Credeți că este nevoie să duc la sfârșit? Nu, asta e simplu. E banal acum, nu? Că zic 3 pe 4, y pătrat, y pătrat, y peste tot y pătrat. Și y pătrat egal cu număr, y egal cu plus minus radical din y1, y2. Și cu y1, y2 mă opresc și am x1, x2 și sunt perechile găsite. Bun, dar mai iau încă o dată. Sisteme omogene. Trebuie strategia bine știută. Să aducem să fie 0. Dacă ai baftă de la bun început să fie una egal cu 0, ești fericit. Păi egal cu 0, e deoparte, împarți prin x pătrat sau prin y pătrat, notezi cu un t, găsește un t2, te întorci la substituția, x pe y sau y pe x, cum ai notat acolo cu t, și iei pe una din ecuații de la început, nu pe aceea care e egal cu 0. Nu faci ghisciuper că ce-i. Că tu te 1, te 2 le-au obținut din asta. Din cealaltă. Acum, obligatoriu cealaltă, neîntrebată. Că aia n-ai întrebat-o. Tu tot ce ai obținut e 1, te 2 din asta. Da? Când sunt, ai termeni liberi, atunci reduci termenul liber, obții pe aceea egală cu 0, încorporat în asta să afli cele două, de aceea n-are importanță când te duci la care te oprești. Da? Dar atunci când e egală cu 0, să înțelegi exact cum te întoarci în asta, să mă găsești pe T1, T2. Păi verifică, na. Dacă tu de aici ai găsit T1, T2 și te duci în verișinea, na, e adevărat. Și luăm una din ecuațiile atunci când am termen liber, sau când era cu 0, cealaltă care avea termen liber, cuperând fiecare din variantele. Da? Și mai e și un caz de 3. Ca tipul de sistem, da. Imediat, spun și asta. Dar am vrut să punem la punct, să înțelegi bine algoritmul de rezolvare. Deci să aveți clar în minte. Cum? Nu te duci pe poanta deodată, să duci pe x pătrat, pe y pătrat, se pare acolo. Că n-ai făcut nimic. Trebuie să recunoști sistemul omogen. Același gal, că dacă aș fi fost așa, 3x pătrat plus 5xy plus 2x plus 7 egal 0, zic așa, nu mai este omogen aici. Da. X-ul la întâia. Dacă unul din termeni este la întâia, nu mai este omogen. Nu mai poți aplica tehnica de aici. Asta, un astfel de sistem, acolo local ce poți găsi? Idei, un pătrat perfect, șmecherii pe acolo. Eu viu acum să vă arăt modele clasice, alea care nu se încadrează, nu am ce să vă ofer rețetă, adică doar inspirație de moment acolo. Ai sau n-ai? Asta e cazul particular. Da, da. Merg mai departe, al treia categorie de sisteme, sisteme omogene. Pardon, sisteme simetrice. Sisteme simetrice. Sisteme simetrice. Ce ne dați dumneavoastră cum e aur? Da. Spune-mi, sistemele simetrice sunt formate din ecuații simetrice. Sistemele simetrice. Un like și un share, nu? Da. Sistemele simetrice sunt formate din ecuații simetrice. Punct și virgulă. O ecuație se spune că este simetrică în x, y dacă ea rămâne neschimbată prin înlocuirea lui x cu y. Ea rămâne neschimbată prin înlocuirea lui x cu y și y cu x, înțelege? Schimbăm x-ul cu y-ul. Neschimbată. Ea rămâne neschimbată prin înlocuirea lui x cu y și a y-ului cu x. Deci unde vezi pui x cu y și în loc de y pui x. În paranteză. Avem în vedere comutativitatea adunării și a mulțirii. Pe asta ne bază. Avem în vedere comutativitatea adunării și a înmulțirii. Exemplu. X plus Y
egal cu 3. De aici, ce se obține? Y plus X egal cu 3. Dacă înlocuim X cu Y și Y cu X, asta înseamnă. Am schimbat X-ul cu Y. Și în baza comutativității, ecuația e neschimbată. Un alt exemplu. 2X pătrat plus 3XY plus 2Y pătrat egal cu 4. Este și asta tot o ecuație simetrică. Dacă mă gândim pe X cu Y și Y cu X, devine 2Y pătrat, adică ca și înainte, 3YX, adică ca și înainte, și 2X pătrat. În final, este aceeași ecuație. Dacă veți face, veți găsi așa, 5X plus 3Y egal cu 2, asta nu mai este simetric. Că vine 5Y plus 3X. Deci nu este simetrică. Pentru că coeficienții schimbă tot. Ați înțeles ce înseamnă ecuație simetrică? Da. Și atunci un sistem simetric care e format din ecuații simetrice. Bun, oară. 2X plus 2Y egal cu 4, am luat un 1, egal cu 1 și 2, înseamnă egal cu tot 6. Atunci trebuia să zic X plus Y, că am luat 2, X plus Y egal cu 3, 1 și 2, ca să meargă, da. Știu ce aștept. Deci X plus Y egal cu 3, și 2x pătrat plus 3y pătrat minus 5 minus nu. Deci 2x pătrat cu mintea la sisteme de celelalte. Deci 2x pătrat plus 2y pătrat minus 3xy egal cu, hai să facem calculul care îl avem noi în minte. Parcă 1 a zis, nu? Și aici 2. 2. Deci vine 2 plus 4, 2, 8. Minus. 10, nu? Da. 10 minus 3 ori 3. Că e 1 ori 2, parcă, nu? 1 ori 2, 2. 6. 6, da? Deci 4 face. E bine, da? E. Dacă avem acest sistem, el este un sistem simetric, pentru că ambele ecuații sunt simetrice. Eu gândim pe X cu Y și într-una și în alta, ecuația nu se schimbă. X cu Y și Y cu X. Da? Și atunci cum se rezolvă sistemele simetrice? Notăm. X plus Y egal cu sumă. Și X ori Y egal cu produs. Da? Și sistemul devine. Devine. Suma egal. Acolo de suma egal cu 3 și 2 pe lângă x pătrat plus y pătrat înseamnă x plus y totul la pătrat minus 2xy. Da. Da. Înseamnă s pătrat minus 2p. S pătrat minus 2p. Ați înțeles, da? Da. Și minus 3p egal cu 4. Deci de este egal. Simplu. Și de aici treaba merge foarte bine, pentru că Iesu știu că locuim aici. Și ne ducem un pic, că am ceva important să vă spun mai târziu un pic. 2 pe lângă? 2 pe lângă 9 minus 2p, minus 3p egal cu 4. Ceea ce ar însemna 18 minus 4p minus 3p minus 7p egal cu 4, adică 7P egal cu 14, minus, egal cu 14. P egal cu 2. Iar de așteptat. P ui 2, adică 1 ori 2. Cele două valori. Și cum am suma egal cu 3 și produsul egal cu 2, cu suma și produsul știut,
fac o ecuație de gradul 2. T pătrat minus ST plus P egal cu 0. Adică echivalent, va spune că T pătrat minus 3P plus 2 egal cu 0. Ceea ce ar însemna 1 și 2. Deci T1 egal cu 1, T2 egal cu 2. Cine sunt eu? Sunt X-ul și Y-ul. Da. Deci am odată X1 egal cu 1 și Y1 egal cu 2, sau, asta e, tocmai că se locuiește X-ul cu Y-ul, sau X2, acum e momentul care vreau să-l spun, X2 egal cu, 1, cu 2 și Y2 egal cu 1. Da. Deci comutăm, odată știută soluția, o soluție, o am și cealaltă, simetrică. Da. Notați, observații. Sistemele simetrice admit soluții simetrice. Asta e observația care trebuie să vă spun, să vă dau. Sistemele simetrice admit soluții simetrice. Deci odată ce ați găsit soluția, o soluție, o aflăm și cealaltă, înlocuind X cu Y. Și Y cu X. Și în felul ăsta v-am arătat acum că la categoria, să spun, sisteme neliniare, trei grupe mari de sisteme le aveți la îndemână. Adică una de gradul 1 și cealaltă de orice grad nu mă interesează, substituția scoți din cea de gradul 1, mergi în cea de gradul 2, de gradul care o fi acolo, și ai o ecuație într-o singură variabilă după substituții, asta înseamnă că acolo te duci treaba ta cum rezolvi ecuația aceea. Dacă e de gradul 2, e scos rapid. Dacă e de gradul 3, prin schema lui Horner, pe acolo găsești rădăcine, muști din ea, e povestea ta, ecuație polinomială acolo, da? Da. Trebuie să o scoți la capăt. O fi bipătrat, o fi aranjată de autor, că vezi cum se fac astea. Da. Se iau în culise în valorile și tu compui rapid. E o banalitate în a le face. Mai dificil este când se le rezolvi. Deci așa trebuie să vorbim. Problemele mereu se fac mai ușor decât se rezolvă. Sigur că da. Păi de viață. Propunătorii de subiecte, apropo de chestia asta, m-am jucat de-a lungul timpului și eu. M-am creat tot felul de subiecte. Actul creației m-a stăpânit tot timpul. Am fost tot timpul frământat să fac lucruri nefăcute de nimeni. După chestia aceea, nu mergi pe unde te duce drumul, mergi pe unul care nu există și dacă poți lăsa, lasă și o urmă. Deci este spectaculos. Dacă faci antrenamentul acesta continuu, nu-ți place, nu te simți bine decât dacă faci niște lucruri pe care alții nu le-au mai făcut. Din antrenamentul ăsta dinspre matematică, făcându-l... Deci la integrale, spre exemplu, cum fac? Tot așa. Deci adică sau, poți să pleci. E șmecherea foarte tare dacă te, să spunem... Mai ai, greu să pleci, n-ai cum să pleci la soluție. Sigur că da. Dar nu vreau la integrale, la primitive. Da. La primitive, cele mai tâmpite sunt acelea care, să spunem, iei o funcție la întâmplare, o derivezi și tu integrală din ce ai găsit, din derivata asta, ca să se întoarcă înapoi. Da. Tu poți fi o tâmpenie. Foarte greu se fac acelea. La alea de... Deci, nu ne ducem la întâmplare, că mai mă muz de colo-colo. Vreau să spun un lucru. Foarte multe funcții sunt care admit primitive. Teoria spune, funcție continuă primitive. Sunt clase de funcții care admit primitive. Dar n-avem decât niște posibilități limitate ca tehnici de a le găsi. Deci noi suntem constrânși de faptul că în momentul în care te-a pus să găsești primitiva unei funcții, ai doar substituții și ce mai e, prin părți. Deci ai atâta, niște chestii simple. Dar noi am făcut într-una din zile o integrală definită, pe care aveam de făcut o primitivă, o integrală la sfârșit, pe care n-aș fi putut. Am păstrat-o acolo cu mine, ca la un moment dat, făcând o șmecherie, aceea se reducă, ți-amintești? Da, aia m-a marcat. Da, din integrala aceea,
Era x la 4. Dar înseamnă x la 4. X la 4. Din logaritm natural. A, nu, aia. Din 1 cu tangente de x. Dar mai era una care stă la fel. Da. Integral din x la 4 plus 1. Supra x la 6 plus 1. De x. Asta vă spuneam, integrala asta definită a apărut cu ani în urmă și au făcut mare, mari probleme aici. Schimbare de variabilă dată forțată acolo și în sfârșit, noi am făcut-o, eu am făcut-o într-un limbaj, am plecat tangentă simplă cu ăsta. Știi bine că s-a dus un logaritm natural din care nu am știut putut să făcută. Și aceea s-a redus. Da. Da? S-a redus că au apărut minus și plus integral. Deci, ca să termin povestea aici la capitolul integral la care m-ai băgat, spun așa, că în clipa în care compui o negheșițiu, dacă te duci pe teoria că integrala ce face, de fapt, este cauza acea funcție pe care dacă o derivezi, îți dea ceea ce ai tu, da. Nu? A, păi dacă eu am o funcție, eu o derivez și spun integrala din ce am găsit ca derivată, fă-o tu, poți să fie o tâmpenie foarte mare, foarte grea. Când n-am instrumente ca eu să mă întorc, trebuie să o văd. În categoria funcțiilor raționale, trebuie să văd, să încerc prin părți. Și deodată sunt limitat. Nu merge aia, nu merge aia, altă spun, îmi pare foarte rău, nu mă prinde. Că tu ai făcut, cum să spun, o chestie atât de urâtă, nu se face, nu-i corect. Am văzut așa o chestii. Cineva, profesor, o integrală, o primitivă, dar s-a aflat o primitivă pe jocul ăsta. Dar e neloială treaba asta. Deci nu e așa ceva, e lipsit de moralitate, să zic așa, între rezolvitor și propunător. Mă întorc și îmi spun ce vreau să-mi continui. Deci, m-am jucat și la un moment dat există, să spunem, în lumea asta a propunătorilor, pe vremea când lucram la Națională, când eram așa în top, să zic, existau cam vreo 30 de profesori la nivel național, propunători de subiecte, care aveau și ei tot felul de șmecherii. Aceștia, înainte de faza națională, se știu, se respectă foarte mult. Din colțul ăla, din colțul ăla altor țări, se știu între ei, datorită dialogului care au, sunt oameni care au acest dar al creației și înainte de națională se fac subiecte, se compun subiecte în noaptea aceea, unice, care nu există în literatura de specialitate. Da? Deci să nu fi fost vreodată publicate. Așa sunt puși elevii în fața subiectelor acelor care nu au fost făcute vreodată. De aceea profesorii nu s-ar așeza niciodată în locul elevilor. Știți de ce? V-am mai povestit, nu? Fiindcă n-ar face. Ei n-ar face nicio clipă. Deci nu, să fac de râs, atâta tot. Să fac de baftă. De ce? Că ei caută niște modele în mintea lor a lucrurilor deja făcute. Și încearcă să le bage în culoarele acele și de fiecare dată dau îmbărării. Deci soluția nu merge. Nu găsesc variante, pentru că e unic atunci. Dar de ce ele reușesc? Pentru că ei sunt inventivi și ei știu așa. Mă aflu în fața unui subiect care nu a fost vreodată. Ei trebuie să-mi vină o idee, zic ei. Aici trebuie să am o idee șmechere. Și au antrenament în a căuta lucruri nefăcute vreodată. Și reușesc să facă problema aceea. Deci așa trebuie să vedeți. Având înțelegerea acestui fenomen, numai în momentele de grea încercare, apar zvâgniri din partea celor care sunt creativi, o mână de oameni, să spunem. Și ei pot inventa, pot împinge lucrurile în față. Deci, dar în momente de torsionare maximă. Vă spune unul care m-am mai povestit despre apicultură, așa pe fugă, eu am inventat acest model de stup, unic în lume, nu există nicăieri, de aceea e și brevetat, pentru că m-am aflat într-un moment foarte greu. Într-un moment
în care curgeau lacrimi așa de durere. Mă atacaseră o boală puternică, parazitul acela, la roa care se numește și care îmi decimaseră un vagon, aveam la momentul acela vreo 3 vagoane și un vagon am pierdut odată. Și celelalte două erau vraiște, porcane, făcute. Datorită volumului mare, ne-am ajuns la timp și au făcut o explozie de parazit și atunci mi-a terminat stupirea. Și în clipa aceea mergeam, în genunchi am stat. Și am țipat de durere la Bunul Dumnezeu și am spus, Doamne, Tu pe toate le știi. Creatorul este într-o legătură perfectă. El știe că dacă vine ideea, vine de acolo, de sus. Deci nu se întâmplă nimic decât într-un moment de suferință. Și am spus, Doamne, Tu toate le știi. Dă-mi o idee. Acum trebuie să fie o buruiană, o bălărie, ceva care poate lupta împotriva acestuia. Dacă nu, alte idei. Și mergeam cu ramă, capcană, care, mă rog, foloseam noi și mi-a dus să acum mare necaz. Dacă pe asta aș pune undeva pe margine, pe aici, prin afară, să ajung la ea și să fac... Și a venit ideea. Și am construit biostupul. Pot capta acum varoa asta într-o capcană specială, pot accesa ori de câte ori vreau eu. Mai clar, nu, ca să schimb uleiul la motor, nu desfaci motorul tot. Deci există corpul, așa cum am joja. Scot joja și mă uit. Văd exact ce se întâmplă acolo. Și în felul ăsta, cu ce am făcut eu în 2010, atunci toate televiziunile au venit, a fost o explozie, sunt acolo, mă rog, fost invitat pe la televiziune. Vreau să vă spun că viața unui creator este într-o continuă neliniște. El e tot timpul nemulțumit. Tot timpul caută ceva. Nu știi ce caută, dar caută. Și deodată se aprinde becul. Este ca și cum intri într-o sală, întuneric. Alo? 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 No. Alo, da? Da.